astăzi vă propunem un interesant și atractiv cuplaj din Superliga Vâlceană la fotbal. Bun găsit de la Vlădești, aici unde vom asista așadar la două partide. Este vorba de etapa cu numărul 7, iar spectacolul va fi deschis de partida AS Băile Olănești, în calitate de gazdă și FC Băbeni. Un arbitru de prima ligă va conduce la centru această partidă. Este vorba de Cătălin Buș, ajutat la cele două linii de Marius Glodeanu și Robert Băltac. Cele două formații sunt vecine de clasament, la egalitate de puncte și ocupă locurile 6, respectiv 5. Pentru centralul Cătălin Buș a fost ultima repetiție înaintea duelului din prima ligă dintre Clinceni și FCSB, partidă la care Vâlceanul este component al brigăzii de arbitri. Prima mare ocazie a aparținut gazdelor atunci când o centrare a lui Ștefan Bolovan l-a pus în situație perfectă pe Alin Bunescu, al cărui șut din apropiere a fost respins de Laurențiu Cazan, reprofilat pe postul de portar în acest meci, în replică la o centrare a lui Constantin Văcaru. Nicușor Călin ajunge prea târziu la întâlnirea cu balonul. Același Călin avea totuși să deschidă scorul după ce a luat o acțiune pe cont propriu, a trimis plasat și l-a învins pe Georgian Vâlceanu. Până la pauză ar mai fi de consemnat faptul că formația gazdă a rămas în 10 oameni undeva prin minutul 30. Asta nu s-a văzut, cel puțin în debutul actului secund, atunci când un balon centrat de antrenorul jucător Ștefan Răcăreanu a fost întors de Octavian Andrescu pentru Ciprian Tudorică, al cărui șut din întoarcere a restabilit egalitatea. Mai mult, Alin Bunescu a pătruns în viteză în careul advers, a trimis puternic sub transversală și gazdele au preluat conducerea. Egalitatea a fost restabilită de Constantin Văcaru, dar oaspeții nu s-au bucurat prea mult, pentru că o pasă a lui Teodor Oprea l-a găsit acolo unde trebuie, pe Ioan Floricu, cel care l-a învins pe Cazan și Olăneștiul a trecut din nou la conducere. Cu 4 minute înainte de final, centralul Cătălin Buș a acordat penalti la poarta gazdelor. O contribuție importantă la ceea ce a urmat și-a adus-o antrenorul jucător Răcăreanu, care, așa cum se vede, i-a indicat propriului portar colțul pe care trebuie să îl aleagă la execuția lui Constantin Văcaru. Să vedem dacă a avut dreptate. Portarul Vâlceanu și-a ascultat așadar profesorul și a devenit eroul partidei, pe care trupa lui Răcăreanu a câștigat-o așadar cu 3-2. Câteva concluzii după această victorie. Un meci foarte greu. Am jucat în 10 oameni în minutul 30. Ne-am mobilizat a doua repriză și am câștigat. Mă bucur, suntem o echipă nou promovată. Încercăm să jucăm cât mai bine, să câștigăm puncte. E foarte greu. Ne strângem foarte puțin la meci. Avem un lot limitat. Dar ușor, ușor, încercăm să obținem punctele acasă, în deplasare, la echipele de nivelul nostru. Urmează meciul cu Călimănești. Meci foarte greu. O echipă care face antrenamente, o întâlnim doar sâmbătă, să jucăm de plăcere, fără nicio remunerație. Dar sper să scoatem un punct și de acolo, să încercăm ceva frumos pentru echipă. O victorie prețioasă obținută în 10 oameni. O victorie mai mult decât prețioasă pentru noi, ținând cont că aveam decât 8 puncte, poate etape. Mă bucur foarte mult joc, atitudinea băieților, am avut o atitudine foarte bună, chiar dacă am avut un om în minus de minutul 30. Consider că am făcut un joc bun, pe ansamblu, cred că am meritat, ținând cont de efortul care l-am făcut noi cu om în minus. Au avut și câteva ocazii, penaltii ratat. Sunt să-i mulțumesc lui George, e eroul nostru, știți că și anul trecut a apărat vreo 3-4 penaltiuri, un băiat deosebit. Toți băieții sunt de fapt deosebiți, s-au venit, au jucat, am avut bucuria de a-i vedea pe toți în vestiar după vreo 3-4 etape în care am jucat cu foarte mulți juniori și la Budești, cu Chimia. Mă bucur că au putut să vină și sperăm etapa viitoare la intermediară cu Călimănești să putem să ne strângem, să mergem, să jucăm, vedem ce va fi, vom întâlni o echipă foarte, foarte bună. Am văzut și prima repriză la Costești, o echipă cu jucători tineri, un antrenor foarte bun. Încercăm și noi cât putem, am rămas foarte puțin seniori, ne bazăm pe foarte mulți juniori. Mă bucură foarte mult atitudinea lui Neacșa Ionuț, un jucător care ne-a ajutat foarte mult în ultimele 3 etape. De precizat că sunt copii născuți în 2004-2005, au făcut și buletinul unii dintre ei, am avut și jucători fără buletin pe banca de rezerve, am avut jucători de la Olănești. Sperăm să avem rezultate bune cu ei și de la anul să încercăm să facem o echipă mult mai bună la 1. Cam asta este obiectivul nostru. Pentru la anul să facem o echipă pentru campionat la 1. Acolo am discutat și cu oamenii de la primărie, ne-au sesionat și așteptăm să vedem ce va fi de la anul.
În etapa următoare, echipa lui Răcăreanu se deplasează la Călimănești. În câteva momente va începe și cea de-a doua partidă din cadrul cuplajului fotbalistic de la Vlădești. Stejarii din localitate ocupă locul 11, penultimul cu numai 3 puncte și speră să iasă din această zonă la capătul jocului cu ocupanta poziția 8-a, Unirea Tomșani. La centru îl avem pe Ioan Iulian Mihai, ajutat la cele două linii de Paul Florin Păunescu și Adrian Chebar. Albroșii de la Stejarul Vlădești au avut o primă ocazie la lovitura liberă executată bine de Bogdan Grătar, dar portarul Florin Oprița și-a făcut datoria. La aceeași poartă, Răzvan Popescu a fost aproape de gol, dar a trimis pe lângă. Scorul avea să fie deschis de Tomșeneni în urma unui șut din afara careului mare, expediat de Ioan Surcel pentru 0-1. Stejarii nu s-au descurajat și au reușit să întoarcă rezultatul prin două goluri asemănătoare, înscrise de Vasile Matei. La puțin timp, egalitatea a fost restabilită de Petre Buliman. Mai mult, o inexactitate a portarului gazdelor a fost taxată prompt de Bogdan Șurlin și la pauză Tomșaniul conducea cu 3-2. Misiunea stejarilor a devenit și mai grea în startul actului secund, atunci când Robert Iordănete a primit meritat cartonașul roșu. Și totuși, o lovitură liberă executată de Bogdan Grătar avea să aducă golul egalizator, înscris de Andrei Tarara. Echilibrul nu a durat prea mult, pentru că Șurlin a scos un penalti, Răzvan Milosteanu a transformat și oaspeții au preluat din nou conducerea. În timp ce președintele stejarilor, Sandu Rogojină, pregătea tradiționalul grătar, jucătorul, a executat o lovitură liberă, în urma căreia Matei a înscris și gazdele au egalat la 4. Finalul a aparținut oaspeților, care și-au materializat superioritatea numerică prin două goluri înscrise de Bogdan Șurlin, cel care a stabilit rezultatul final, Vlădești, Tomșani, 4-6. Câteva concluzii după victoria de azi. Bună seara! O victorie muncită, ținând cont că mai mult de jumate din lună a venit azi. O victorie meritată și cu adevărat muncită. Urmează meciul cu Minerul Costești. Da, urmează un meci foarte, foarte dificil. Sperăm să ne strângem toți, să facem un meci bun. Păi ce să mai, a fost un meci de infart. Dăm de o finală de Liga Campionilor. Rezultatul, sau soarele mai bine zis, dăruit de cel de sus cu atâta generozitate. Și-am întors privirea când la gazde, când la astăzi. Până la urmă am jucat mai bine și am câștigat. Felicitări și echipei gazde pentru maniera sportivă în care și-a desfășurat jocul. Felicitări și oaspeților care au luat tot. Da, este o rivalitate veche. În momentul de față, noi suntem în plină reconstrucție a echipei. Dacă ați observat, am avut 6 juniori în teren, toți 6 cu buletine și suntem, zicem, pe drumul cel bun. Deja o să urcăm în clasament, am fost pe locul 7 până astăzi. Cred că o să ajungem pe locul 6. Și să zicem că acum, după etapa 7, obiectivul nostru de terminare la sfârșitul campionatului în play-off este realizat. Urmează nu numai meciul cu Costești, urmează 3 meciuri extrem de dificile. Cu Costești la Tomșani, cu Călimănești la Călimănești și cu Drăgoiești la Drăgoiești. Deci jucăm cu toate echipele de pe podiu. Să sperăm că vom avea o comportare onorabilă și ne vom ridica la înălțimea la care sunt adversarii noștri, cele 3 echipe care le-am pomenit. Bună seara, în primul rând, și vă mulțumim că veniți aici la noi, la Stejarul Vlădești, în al doilea. Un meci bun al echipei mele, dar cu greșeli personale. Asta este. Sunt copii tineri, am jucat cu 4 juniori, 2001, copii tineri. E greu, nu se concentrează, au făcut un meci bun cu Costeștiu, venind acasă le-am spus, înaintea meciului, o să fie un meci greu, pentru că s-au cam umflat un pic, au zis că am făcut un rezultat bun la Costești și sunt păcat că n-au jucat rău, nu s-a jucat rău, felicit echipa adversă, pentru că asta e, au câștigat, meciul a fost strâns. Ce să mai vă spun? Ce așteptări aveți de la următorul meci? Următorul meci este miercuri. Foarte greu va fi să strângem, sunt 4 băieți care pleacă la facultate,
foarte greu va fi să jucăm intermediare. Nu știu ce se întâmplă cu intermediarele astea, că nu trebuia să se pună aceste intermediare. Am înțeles să jucăm la ora 3 după masă, nu știu. Sunt la facultate, sunt la servici, va fi foarte greu să strâng. Și astăzi n-am avut decât 3 rezerve, e foarte greu să strângem. Deja au plecat la facultate, sunt copii care... Foarte greu, nu știu ce o face AJF-ul, dar e greu să jucăm intermediare. Sperăm să nu mai fie niciuna. Sperăm. În etapa următoare, stejarii vor juca în deplasare la Drăgoiești, în timp ce tomșenenii vor primi vizita celor de la Minerul Costești. Punct final cuplajului fotbalistic de la Vlădești, pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Daconescu și Paul Mocanu.